și oamenii vroiau ca să-l stârpiască, căci el venea cu noi învățăminte ca să ne strice legea strămoșească. Așa credea poporul cel de seamă și plin de ură căutau doar vina. Un om blând, gânduri bune, ce era de ea ființa de lumină. Purtat fiind la Ana, la Caiafa, vina aruncase asupra lui. Dar nici Pilat nu și-a dat seama ce vine este în prințul cerului. Simțea Pilat că nu-i un om din lume cel ce stătea smerit în fața sa. Iisus, Iisus, ce spui tu în acest nume? Și dus pe gândul se cutremura. Soția sa visează un vis azi noapte, un vis cumplit și înspăimântător. Pilat, te rog să nu-l condamn la moarte, căci Iisus e un sfânt. O, te implor, nu arunca asupra ta, Pilat, sângele acestui om nevinovat. Sunt condamnați mai răi și cu păcate. Pilat, acest om e nevinovat. Acolo e Baraba, hoț de nume, un ucigaș închis de atâtea dăți, pentru atâtea crime săvârșite, merită milă lui să îi arăți. O, nu, Pilate, poți decide viață în ciuda haitelor ce strigă moarte. Puterea e în mâna ta, așteaptă, nu asculta demonicele șoapte. Dar frământarea asta e întreruptă de vuietul năpraznic de afară. Pilat, cum ai pierdut această luptă și te-ai lăsat convins de voci murdare? Pe cruce sus, atârnă acest Iisus pe care tu l-ai condamnat la moarte. Pilat, acum ce ai de spus despre a tale groaznice păcate? Nici hotărârea ta și nici pământul cu zarurile reci de negoțel nu-l vor ținea închis pe Sfântul, pe Iisus, pe Emanuel. Azi este ziua bucuriei și noi slăvim pe cel crucificat, căci el, zdrobind puterile urgiei, victorios din morți, a înviat.